Mai bine de 2 ani, elevii de la Liceul Teoretic Ion Creangă din orașul Florești se mândresc cu propriul post de radio școlar. Datorită proiectului câștigat de Consiliul de Elevi din liceu, timp de 20 de minute de luni până vineri, atât cât ține pauza mare, liceenii pot audea muzică de calitate, emisiuni distractiv-cognitive și își pot felicita colegii cu diverse ocazii, chiar de la pupitrul propriului post de radio. Eu, astăzi, la rubrica Știați că, vă voi spune ceva interesant despre fundimente. Cele 5 domnițe care plus la munca pe care o fac la radio, mai sunt și eleve fruntașe. Ele ne-au zis că cei ce fac o fac mai mult din plăcere. Suntem 5 fete, 2 Cristine și 3 Mihaele. Am mai avut și băieți, deja au terminat clasele 12 și suntem repartizate, adică astăzi am avut rubrica Știați că, prezentată de Mihaela Boș. În alte zile avem alte rubrici, informații, evenimente, prezentate de către Mihaela Burlacu, Mihaela Bogdan și Cristina Burlacu. Da, datorită faptului că am câștigat acest proiect, avem radioul, dar elevii din liceu au privit această alternativă a liceului nostru foarte pozitiv, deoarece în pauză au timp să și asculte ceva interesant, inclusiv muzică, rubrici diferite, informații noi. Cum privești tu că a fost deschis radio școlar la voi în liceu? Este un progres pentru liceul nostru, elevilor le place foarte mult. La radio sunt destul de multe emisiuni interesante și aflăm multe lucruri noi de acolo. Există chiar și unii colegi care sunt contra acestea, însă eu consider că este o faptă pozitivă care influențează bine asupra tuturor. Deci una din proiecte este de a menționa zilele de naștere colegilor noștri, care este un gest foarte frumos. Noi avem deci posibilitatea să felicităm pe toți colegii noștri. Toate că nu era convinsă de câștigarea acestui proiect, administrația liceului se poate lăuda de reușita propriilor elevi. Elevii au câștigat un proiect în 2008 și din 2008 a fost instalat radioul școlar. Socot că este un lucru binevenit, deoarece aceasta nu este numai muzică, distracție la recreație, dar se organizează diferite emisiuni cu caracter tematic. Elevii își felicită colegii cu zile de naștere. La recreație se ascultă muzică, elevii se relaxează și totodată, dacă am socotit că radioul școlar este o bună sursă de informare, noi asta o vedem pe prim plan în liceu. Pentru a transforma în fapt real postul de radio școlar de la Liceul Teoretic Ion Creangă din orașul Florești, s-a investit o sumă de peste 7.000 de lei.